A fost scandal în locuința unei familii din Făgăraș. Ieri în jurul orei 21, poliția municipiului Făgăraș a fost sesizată de o femeie în vârstă de 45 de ani din municipiul Făgăraș cu privire la faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, concubinul său în vârstă de 41 de ani ar fi agresat-o fizic. La data de 21 aprilie 2020, în jurul orei 21, poliția municipiului Făgăraș a fost sesizată de către o femeie în vârstă de 45 de ani din municipiul Făgăraș, județul Brașov, cu privire la faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, concubinul său în vârstă de 41 de ani ar fi agresat-o fizic. În conformitate cu prevederile legale și având în vedere faptul că în urma completării formularului de evaluare a riscului s-a constatat faptul că există pericol iminent, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de bărbat. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se vor propune soluție legală de finalizarea cercetărilor.